16:55 și am avut o creștere de 113-115 dolari de la deschidere. S-a deschis de fapt cu 290. Deci 140 de dolari în jumătate de oră. Înainte să încep să investesc, am urmărit cam toate acțiunile să văd care a fost fluctuația, cât au crescut, cât au scăzut pe zile, pe luni, pe ani, pe așa mai departe, și creșterile acestea nu le-am întâlnit nicăieri, nici măcar Tesla, care pot spune că Tesla este un gigant și absolut toată lumea are încredere și cumpără la Tesla și așa mai departe, nu a avut creșterile acestea fulminante. De la 20 de dolari la 440 de dolari. Eu ar trebui să vând ceva din niște acțiuni, pe banii care i-am scos de la GameStop, profitul, plus banii investiți, i-am reinvestit. Și acum unele au scăzut, unele au crescut și ar trebui să vând cumva, să mă hotărăsc la câteva acțiuni, pentru că nu mai am bani să mă investesc în băgate. Și ar trebui să vând la ceva și cu banii, să zicem, 1000 de dolari să-i scot de la NIO sau Xpeng sau altceva, ca să pot cumpăra la GameStop, să pot face un trading așa de o jumătate de oră. Da, se pare că trebuia să cumpăr la deschidere, luam de 1000 și acum aveam deja... un profit. S-a mai cumpărat de încă 4 milioane de dolari, deci începutul a fost 10 milioane, cineva la început a cumpărat fix de 10 milioane și între timp doar 4 milioane s-au mai investit. Acțiunea a fost 2,57, acum puțin timp. Această acțiune va fi istorie. Sper să nu fie foarte multă lume care să fi băgat bani pe la 4-500 de dolari sau acum și să scadă. Sper să nu fie o pierdere atât de mare pentru cineva. Dar cu siguranță vor fi care vor avea încredere și aici la 400 de dolari să cumpere, în speranța în care va ajunge la 1000 și nu e exclus să ajungă nici la 1000. Și să aibă profit. Să vând atunci și la revedere. Da, ce face această acțiune e... Vă las mai degrabă să urmăriți. Încă se cumpără, lumea încă cumpără, se apropie de 15 milioane volum. Vedeți cum se schimbă termenii aici la volum. Nu am urmărit totuși la volum mediu, la volum mediu s-a ajuns la 28 de milioane de dolari. O să urmăresc să văd dacă normal ar trebui să crească.
Deja a trecut de 15 milioane. Și a revenit, sau nu? Totuși cred că scăderea va fi fix cum vedem creșterea, la fel va fi și scăderea. În câteva secunde se va duce tot în jos. O să încerc totuși să vând niște acțiuni undeva și să pun 1000 de dolari în cont, să îi retrag și să cumpăr dacă ajunge undeva la 300, să țin puțin și la 400 să vând. Revin.